Acum un băiat minunat, fiul lui Cornel Oprea. Cornel Oprea e băiatul ăsta pe care l-ați aflat odată mai multe ori. Fiul lui are 17 ani, este elev la Liceul de Artă Ionel Perlea din Slobozia și ei locuiesc în Slobozia și mă mir că anul acesta, la ediția 50-a, Conii al tău n-a venit la Amara, dar sper că anul viitor să vină, să-l pregătești, deși el nu prea cântă muzică ușoară, în schimb compune. De la 11 ani, când a scris primul cântec, melodie fără nume. Normal că n-avea nume, la 12 a început să scrie pentru alții, pentru Celine Dion, pentru Lara Fabian și pentru alt cântărețe. Între cei cărora le-a încredințat melodie este și Marius Marin. Marius Marin e din Slobozia, e alumițean. Anul trecut el a fost în echipa Loredanei Groza la Vocea României, iar anul trecut Loredana l-a invitat la Amara, a cântat înaintea într-un recital. E adevărat, însă eu n-am înțeles niciodată, de fapt am înțeles de ce nu se lansează nimeni de la Vocea României, cântă numai în limba engleză. Nu fac decât să cânte melodiile altora, mai bine sau mai rău, deci niște imitatori, mai buni sau mai răi. Dar dacă n-ai melodiile tale în limba română, niciodată publicul nu te va adopta. Este Cornele, așa încât Conii să compună, să lanseze Conii Band România! Unde ești, Conii? Hai cu trompeta aia, cu goarna, cheamă-le la revoluție! Me.
Acesta este conivent în formă absolut minimă. Următoarea melodie este o compoziție proprie și mă bucur foarte mult că sunteți aici să o ascultați. M-am îndrăgostit de tine, prima oară când mă simt atât de nesigur pe mine. Nu știu nici ce spuneam, simțeam că-mi pierd și mințile. Deci mi-era atât de greu, nu-mi găseam cuvintele. Erai atât de închis, pierdut în amintiri. Tot ce simțeam din partea ta era de greu din despărțiri. Poate grăbit, îndrăgostit, am fost naiv, eu am crezut că ai fi simțit la fel atunci când ți-am recunoscut că te iubesc. De ce mă faci să sper în tine că chiar te iubesc? De ce mă faci să sper că am o șansă, tu nu vezi? Secunde trec, eu rămân fără speranță. Mă întreb de ce te-am întâlnit, de ce m-ai făcut să te iubesc? De ce mă faci să sper în tine că chiar te iubesc? De ce mă faci să sper că am o șansă, tu nu vezi? Secunde trec, eu rămân fără speranță. Mă întreb de ce te-am întâlnit, de ce m-ai făcut să te iubesc.
ce mă faci să sper că te juca chiar te iubesc? De ce mă faci să sper că am o șansă, tu nu vezi? Secunde trec, eu rămân fără speranță, mă întreb ce te-am urmărit. De ce m-ai făcut să te iubesc? De ce mă faci să sper că te juca chiar te iubesc? De ce mă faci să sper că am o șansă, tu nu vezi? Secunde trec, eu rămân fără speranță, mă întreb de ce te-am urmărit. De ce m-ai făcut să te iubesc? De ce mă faci să sper că te juca chiar te iubesc? De ce mă faci să sper că am o șansă, tu nu vezi? Secunde trec, eu rămân fără speranță, mă întreb de ce te-am urmărit. De ce m-ai făcut să te iubesc? De ce m-ai făcut să te iubesc? De ce m-ai făcut să te iubesc? Mulțumesc din suflet! Din păcate, următoarea melodie va fi și ultima din această seară, așa că de ce să nu încheiem concertul pe notă înaltă? Funcționează, da, de ce nu? Hai să-i dăm drumul. Just show me, come on, dance, jump on it. If you succeed, then flaunt it. Well, it's time now, we're in this spot.
Don't leave, just watch, come on. She said, I am the one.
mulțumim din suflet! Așa e. Mulțumim din suflet, serios vorbesc. Chiar mulțumim din suflet. Tony Band în formula extinsă, de obicei el singur. Măi, Cornele, dar tu ești om serios, te-ai apucat să dai din fund aici, te-am văzut. Cine a spus că sunt? Uitați ce Coni ce față de fotbalist de la Real Madrid are. Bravo, Coni! Băiat talentat. Asta vă învață, vă băi la liceul de artă. Ionel Perlea, săracul, să întoarce mormă. Bravo, am glumit, firește, un băiat foarte talentat, dar nu trebuia să scurtați ultima piesă, era așa frumoasă. Bravo!